Eclipsa inelară de soare începe de ziua Europei, un fenomen extraordinar vizibil pe cer în această zi importantă. În timpul eclipsei inelare de soare, care începe în noaptea dinspre 19 mai, discul lunii va părea cu peste 4% mai mic decât cel al soarelui, ducând la apariția unui inel de foc în jurul lunii, de unde și denumirea de eclipsă inelară de soare. Din păcate, fenomenul nu poate fi observat din Europa, ci doar din anumite regiuni ale Australiei, însă va putea fi urmărit pe internet de oamenii din întreaga lume. Eclipsa inelară de soare este cea de-a 10-a eclipsă de acest gen din secolul 21.